Mamă, cât se întinde, ești nebun! Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod foarte interesant, pentru că de foarte mult timp nu am mai postat pe acest canal Flow Style și cum foarte mulți dintre voi întrebat, ei bine, am venit cu o surpriză pentru voi, pentru că știți că sunt foarte virale aceste Hey Clay-uri de la Lidl, așa că eu am aici o colecție, stați așa să vă arăt câte am strâns și câte am, ia uitați-le! Wow, și vreau să le deschid pe toate, stați așa să dau puterea asta mai în jos, ca să vedem exact, ia uitați-le! Și niciodată n-am deschis un Hey Clay de genul acesta, să văd și eu despre ce e vorba. Practic sunt pentru un copii. Deci scrie Hey Clay, animale domestice și păsări. Scrie din eu plastilină, culoare surpriză, colecționează și modelează distractiv și educativ. A, dar este și aplicație Hey Clay pe app și Android. Se întărește la aer, moale și colorată și nu se lipește. Pe acestea l-a strâns un prieten și mi le-a trimis. Și ia uitați-vă cât de faine arată. Doamne! De câte am văzut, știu că la Lidl, doar dacă iei undeva la 70 de lei, îți dă una din asta gratis, dar am văzut că poți să le cumperi și separat și costă 2 lei. E prima oară în premieră când deschid și eu. Ia! Opa! Mă, nu miroase, am crezut că miroase vată de zahăr sau ceva, dar nu. Și asta ce? Dar ce așa umflată, frate? Și asta practic e plastilină. Eu prima oară am crezut că sunt forme deja modelate. Frate, dar zici că e gumă. N-are niciun miros. Să nu le mâncați, că nu sunt comestibile chestiile astea. Bă, dar ce mișto e la textură! Uai, zici că e gumă, gumă! Bă, de capul meu vine să mestec, dar nu faceți chestia asta, că e plastilină. Băi, frate, zici că e gumă, jur! Ok, hai să le deschidem și pe celelalte, să vedem ce culori avem. Da, la final o să vreau să fac un model, uite, am făcut un zar. Ok, hai să deschidem următoarea, le deschidem pe toate. Total, deci practic ar trebui să cadă mai multe culori, să înțeleg, nu? Hai să vedem, cred, nu știu. Deci asta e tot alb. Și azi nu e de mâncare chestia asta, uite, încă o plastilină, la fel, aceeași textură are. Mă, dar e mișto rău, e foarte satisfăcător. Acum înțeleg de ce e mare nebunie cu astea. Dar tot alb. Poate am noroc și încă de altă culoare. Ok, le deschidem pe toate. Și azi nu-i voie, mami. A? O să cu ce o colesc? Cu colorant alimentar din ăla. Foarte mișto. Bună, și azi nu-i de mâncare, mami. Hai să-l deschidem următoarea. Uite, am o culoare nouă. Bun. Uite, mă, eu am crezut că e doar alb, dar nu-i doar alb. Deci, practic, trebuie să ai noroc să le colecționezi. Ia, uitați-o. Asta e neagră. Ia să vedem. Da, deci toate au aceeași textură. Ok, hai să le facem. Le luăm pe rând. Tot alb. Tot alb. Desfacem. Să le avem aici pe toate. Ale, dar e puțin mai greu de noi. O să faci un pinguin. Da, alb și negru faci pinguin. Ok, următoarea. O, albastru. Am găsit albastru. Cât de tare. Păi, dar niciodată n-am văzut textura așa faină ca asta la o plastilină. Niciodată. Când eram mic nu aveam așa texturi. Avea de nea, avea de capul lor, de 2 bani. Hai mă, ieși afară, mă, că mă enervează. M-au dat și greu ies. Foarte greu iese din asta. Un punct minus. Faceți-le să iasă mai ușor. Ok, următoare, albastru. Hai să vedem ce mai avem. Tot albastru. Oh, da, avem noroc. Avem noroc. Eu vreau roz. Vrei roz, dar crezi că e roz? Da, trebuie să fie. Ok. Deci tot albastru. Ia uitați-o, wow. Ok, următoare. Ce zice, roz? Hai să roz. Wow! Albastru, dar uite ce albastru! Da, e un albastru mai închis ăsta. Asta e mai fain, zici că e exact ca un cer. Ca oceanul. Mamă, dar foarte nașpa făcute. Pentru că le scoți atât de greu. Poate nu le desfaci. Da, într-adevăr, poate nu le desfac eu bine. Dacă aveai o foarfecă? Dacă aveam o foarfecă, poate dădeam mai bine. Dar așa mă chinui eu. Ba, ok. Albastru, ia uitați-o. Ok, vreau să vedem următoare. Hai că mai avem câteva. Nu te cred. E roz. Ia uite că e roz. Hai că ai ghicit până la, adică știai că o să fie roz. Ai simțit tu ceva, ceva, nu? Bravo. Ai noroc, deci, în viață. Hai să scoatem pe toată.
Aleluia, am reușit să o scot pe toată. E foarte fain asta roz. Ok, hai să vedem următoarea. Verde! Băi, dar am luat toate culorile, asta e verde. Cât noroc am să iau toate culorile, jur. Cum era să le pui pe toate albe. Da, dacă le luam pe toate albe eram dezamăgit total. Dar mă mir că am reușit. Haide-mă, asta e. Asta e verde. Bun, și un verde din ăla fain, rău de tot. Ok, următoarea. Wow! Asta e neagră. Asta prima pe care am luat. Asta prima e gri. Iar asta e neagră, neagră. Mamă, cât de mișto le-am nimerit. E bine, rău. Dar oare câte culori sunt? Mamă, frate, asta zici că e cărbune. Wow, asta neagră, ce textură are. A, și mă miram să fie galben, acum e roșu. Ăsta alb, doamne. Dar chiar nu avem roșu. Aba, da, avem roz. Asta e alb. Ok. Haide, desfacem. Va, zici că e foarte de zahăr. Și ultima, dar nu cea din urmă, ia uitați ce am aici. Ultima. Albastră. Albastră ca marea, ca oceanul. Cât de tare. Bun, am desfăcut-o. Bun, haide, haide, haide. Mov? Nu. A, ăsta, am două mov. Nu, ale sunt albastre. A, e mov asta, mă. O flor. Deci asta e mov. Eu am crezut... Am crezut că e albastră, stați așa, uitați, asta e mov. Mov toată ziua. E mov toată ziua asta, da. La lumină bate și ia, uitați-vă puțin, ia. Astea sunt clay-urile pe care eu le-am desfăcut. Băi, mi-e milă să le stric, nici nu știu ce să fac, eu nu mă pricep la... Pinguin. Ok, să fac un pinguin, uite. Uite, iau ăsta, facem pinguin, hai să vedem. Deci, pune facem așa. Fiți atenți ce pinguin fac în câteva secunde. Și nu te cred că mi-a ieșit, ia uite. Cel mai mișto ce pinguin. Fac? Uite mă ce mișto arată pinguinul meu, e zdrobit de mașină săracă. Nu știu, zici că e un om de zăpadă, tupit. Arată bine, simt, mie îmi place cum aici pinguinul ăsta. Și acum a venit momentul să ne jucăm cu ele și deja ia uitați-vă. Cât de mișto arată, frate, zici că e exact ca un slime. Cât de tare arată, ia fiți atenți. Senzație. Mamă! Deci mi-aduce aminte de pe vremurile când mă jucam cu slime-ul și asta e foarte mișto. Dacă aveți mai multe, strângeți-le, faceți colecție și ia uitați cât de mișto arată. Mamă, deci chiar că e satisfăcător. Ia să vedem ce culoare iese din toată asta. Este un fel de negru, nu? Gri, dacă le amestec pe toate, pentru că am pus toate culorile fix aici. Și arată mișto rău de tot. Wow! Mișto! Foarte tare, satisfăcător. Băi, și se întinde foarte tare. Ia-i! Mamă, cât se întinde, ești nebun! Mișto rău! Așa că sper că v-a plăcut acest unboxing, să zic așa, unde am deschis aceste Hey Claire. Cred că am avut undeva la 13 sau 15, nu mai știu exact. Așa că apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și eu m-am distrat. Așa că asta e tot ce contează și sper că ați zâmbit. Așa că vreau să vă zic că sunteți cei mai tari pofticioși și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!